În parohia Cintei din județul Arad a fost organizată ieri o seară duhovnicească, al cărei invitat a fost preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre importanța vieții duhovnicești, pornind de la scrierile Sfântului Cuvios Ioan Scărarul. De 17 ani, credincioșii din satul Cintei participă la seri duhovnicești organizate în postul mare. Ieri, în mijlocul lor, a fost preasfințitul părinte episcop Siluan, care a oficiat în biserica parohiei slujba vecerniei. La final, ierarhul i-a îndemnat să sporească în rugăciune, în citirea cărților sfinte și în faptele credinței. Este pentru a patra oară când, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, am participat la această seară duhovnicească din parohia Cintei cu multă bucurie, săptămâna fiind deschisă încă în duminica care a fost de curând de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Timotei. Fiecare seară constituie o treaptă specială de sporire duhovnicească și de bucurie sufletească pentru credincioșii acestei parohii. M-am bucurat în mod deosebit pentru că această lucrare duhovnicească din săptămâna a cincea, dar și toate celelalte lucrări și slujiri pe care le face aici Părintele Paroh, se vede că aduc roade duhovnicești în sufletele acestor credincioși, care cu mic, cu mare, în număr mare, bineînțeles, participă la aceste slujbe și ne-am bucurat să vedem alături de credincioșii mai vârste și mulți copii îmbrăcați în costume populare și, bineînțeles, și oficialități locale. Manifestarea noastră se dorește a fi o întărire în credință pentru credincioșii noștri și, în același timp, o apropiere și o păstrare a valorilor naționale. Avem în vedere și tineretul, pentru că el este viitorul bisericii și este o preocupare constantă care o avem noi aici cu tinerii în biserică, prin parteneriate cu școala, în care vrem să îi apropiem de Sfânta Biserică și vrem să-i creștem în dreapta credință, ca în viitor ei să vină, să umple lăcașul de cult și să fie așa cum sunt părinții și bunicii care au învățat aceste valori morale. De asemenea, vrem prin săptămâna duhovnicească, ca să desăvârșim activitate misionară, care este foarte importantă în contextul lumii de astăzi, care, așa cum știm, este desacralizată și care cam pierde din valorile ortodoxe și naționale. Vrem ca, prin mesajul pe care îl transmite săptămâna duhovnicească, să fie vii aceste valori în comunitate, atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere național. În localitatea Cintei, care face parte din comuna Zărand, trăiesc aproximativ 1300 de persoane, dintre care în jur de 1000 sunt credincioși ortodoxi.